Bună, să rog să asta așa, să fac un video cu o cărticică mi-am ales al Pony, făcută de mine, dar n-am lipit acțipilul și am numai că l-am făcut, am fost la o revistă mai veche care nu prea mai plăcea și da, acum nu mai lăsat de scot. Da, am desenat, am lipit, am decupat din niște reviste și da, nu este prea mare, am făcut-o eu, uitați, cu niște foi, acesta este, am lipit cu niște foi și le-am luat, pentru că n-am avut un carnețel, am luat niște foi din un caiet, care era jurnalul meu, mă rog, și am dat cu testa, și aici am scris-o. Am făcut eu așa, am depun creatorul Eliza despre mă lăpa, aici am făcut un cap. Da, aici am scris. Ce este mălăpă? Mălăpă, în primul rând, este un desen cu punei. De mine mai arăt la punei prietenia este magică. Și sunt multe personaje care o să le vedeți curând. Da, nu știu dacă vă place scrisul meu, dar na. Ați scris despre Flat, așa, deci așa o să fac la fiecare pe. Deci nu ne putem... fotografie cu Flat, așa am scris. Ea este un Pegas, talentul ei de... este de anglician mare. Da, animal, adică e pe nou cu animale, mă rog. Ea este foarte timidă și asta, sinceră. Animalul ei este un iepure alb pe nume Ingeraș. Numai ei și al lui Pink Pile știu numele. Și am scris Kitty Mark, și așa am decupat o poză și aici am desenat-o eu. Și am colorat-o, dar am aflat că după aia se scrie prost. Aici am decupat și am lipit o poză cu Flutter Shy când era mai mică. Și aici am scris ceva lucruri de știut când era Flutter Shy mică. Flutter Shy Triana Clouds-Dale, nu știu dacă știați asta, am citit într-o revistă. Da. Și era frică să zboare. Ea și-a găsit curajul din iubirea animalelor, mă rog, așa scria în revistă și eu am scris și-o. Aici am scris despre Pinkie Pie. Aici am lipit-o poza cu Pinkie Pie, s-a rupt aici, dar am rezolvat eu. Deci, aici am scris Pinkie Pie. Ea este un ponei de pământ. Talentul ei este de a organiza petreceri, să facă prăjituri și să facă ponei fericiți sau să râdă, mă rog. Aici am scris animalul ei este un crocodil pe nume Gami. Da, chiar Kitty Mark. Aici am desenat-o eu, nu știu dacă am desenat pe tot de bine, dar mie îmi place. Și aici am lipit o poză cu Pink Pie când era mică. Da, se vede, sper. Și aici am făcut cu Rainbow Dash. Rainbow Dash aici am lipit o poză. El îmi place foarte mult. Sau cu ea, mă rog, zică el. Și aici am scris ea de ea sau ea, pentru că chiar nu știu, ea. Ea, amor, el este un Pegas. Talentul ei sau lui este de a face curcubee, de a sparge nori și de a face vremea. Nu știu dacă asta e, dar așa, și așa. Na, mi-a plăcut mult bun și, na. Dorința ei sau lui este să intre în echipa fulgerilor minune. Asta cred eu, că așa văd eu în fiecare episod cu Rainbow Dash. Și aici l-am desenat pe Rainbow Dash. E când era el mic cu băia. N-am rug. Și aici am făcut despre Applejack, da? Aici am făcut despre Applejack. Am scris numele, am lipit o poză, da? Nu l-am decupat prea bine, deși nu. Applejack. Ea este un ponei de pământ. Talentul ei este să fie... cu atât tare... ajutătoare, mă am zis eu. Ce-am scris aici, dar mă rog, acum am ajutătoare, adică ajutat la ferm, ajute altfel, să dea cu piciorul în copac și să dune mere. Da, mă rog, am scris-o ce știu, ea este generoasă și voinică, ea trăiește la ferma merelor.
Kitty Mark. Și aici am scris animalul este un cățel, nu știu chiar cum îl cheamă, dar. Și aici am desenat pe Applejack și aici am pus să am lipit o poză cum era ea mică, se bie cum e asta Granny Smith. Bunicuța Smith, mă rog. Da, aici am spus despre a rarity. Da, aici am zis că am desenat pe aia din persoana nou. Nu știu, am făcut și ce am putut aici. Și da, realitate, aici am lipit o poză cu ea, știu. Nu mai știu ce mai tare poză, dar na. Deci. Ea să scrie Rainbow, da, reality. Deci. Ea este un unicorn. Talentul, eu să zic că am făcut un name, mă rog. Eu scriu de mână, dacă vreți să vedeți, da. Ei este să creeze roche și bijuteria, asta cred eu. Ea lucrează într-un butic și este foarte modestă. Deci modestă, o sofisticată de asta. Nu știu. Animalul ei este psica. Și Kitty Mark și am desenat smiley, deci da. Deci am desenat eu o imagine cu ea, am încercat să mă copii după asta, dar nu mi-a ieșit prea bine, știu. Aici am pus o imagine cu ea când era mică. Găsa cristale. Și ce-am făcut cu toalana, nu știu, n-am desenat asta bine cu toalana, dar mă rog. Twilight, am zis cu Twilight, așa am scris Twilight Sparkle. Ea este un alicorn, este prințesa prietenii ei. Ea și cu cele șase prietene formează magia din acestea. Asta zic eu. Prietenul ei animal este Spike. Animalul ei este bufnețe, dacă știați asta. Și am zis că se chide Mark, nu mă pricep prea de bun de făcut asta, dar eu zic că este bun. Și aici am încercat să-ți fac o Twilight, mă rog. Spune desenat și aici am lipit o poză cum era ea mică, cui ea e mică. Și aici n-am să debat și aici am, n-am mai făcut nimic pe aici, dar aici am făcut un mic joculeț. Deci, am scris aici. Dacă ai cunoscut acești șase ponei, care erau semnele lor? Potrivește fiecare desen cu ponei potrivit. Dar asta e simplu, i-am spus. Rainbow Dash. Rainbow Dash, bă bă bă, Pinkie Pie, bă 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 bă, Fluttershy, așa, 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 dați, dați, vă sunat semnelor, Twilight Spark, am făcut două linii, că nu puteam să leg astea două, mă rog, Spark, am dus de aici, Rarity, aici, 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 și plăge ca așa, așa. Sper că v-a plăcut cărnițelul meu, mai puneam mărul cărnițel astăzi, l-am făcut pe tot, m-am apucat, cred că maxim de la 3, nu știu. Am lucrat vreo, nu știu să zic, dar sincer am lucrat vreo 2 ore la el. Cred, nu știu chiar, cred că am lucrat vreo 2 ore, nu sunt sigură. Chiar dacă am lucrat de ori, dar așa cred eu, am stat foarte mult să decupez, să le lipez, să scriu, să mai le și desenez și m-am apucat mauta iasă și mai și colorez înăuntru, dar am renunțat pentru că am luat prea mult timp. Deci da, sper că v-a plăcut, deci pa, pa!